găsit, prieteni! Astăzi vorbim despre alimentație sănătoasă cu un specialist, cu doamna doctor Steluța Boroghină, medic pediatru și nutriționist. Vă mulțumesc pentru că ați acceptat să ne sfățiți încă o dată privirea privire tot felul de probleme pe care le avem noi părinții cu alimentația copilor. Și eu vă mulțumesc pentru invitație și mi se pare important să discutăm despre aceste subiecte cât mai mult pentru a fi corect informații. Așa este. Și o problemă care ne apare des în ceea ce privește alimentația copiilor sunt dulciurile. Sunt dulciurile sănătoase pentru copii? Sunt interzise? Care este părerea dumneavoastră despre acest aspect? Dulciurile nu sunt o problemă doar pentru alimentația copiilor, ci și pentru alimentația noastră a tuturor. Pentru că trăim într-o societate a recompensei și ne recompensăm cel mai frecvent cu dulciuri. Da. De fapt, problema este, pornește din copilărie, pentru că așa îi învățăm și pe cei mici. Sunt recomandate produsele care conțin carbohidrați. Asta este cu totul altceva. Din păcate, în înțelesul comun, ca să spun așa, asta înseamnă cel puțin ciocolată sau dulciuri foarte procesate. Cine sunt cu adevărat interzise și le fac rău nu doar copiilor, și și nouă, la orice vârstă, sunt dulciurile foarte procesate sau dulciurile uh, procesate care conțin grăsimi trans. Uh, poate despre multe dintre ele nici nu ne dăm seama cât de rău ne pot face și cât de încărcate calorii sunt, care au foarte multe uh, zaharuri ultra rapide care ne descarcă insulina, pe moment poate ne dinamizează. La fel și pentru copile, oferă o satisfacție de moment, după care... Uh, coboară curba glicemică și ni se va face foame. Deci mâncăm dulce, cumva ne energizăm și ce să vezi? O să ne fie foame. Pornește toată treaba asta însă din prima copilărie. Pentru că învățăm foarte devreme cu zahărul, cu dulciurile în general, chiar cu gustul dulce. Chiar de la diversificare, faptul că le dăm foarte multe legume și mai ales fructe foarte dulci, îi obișnuim cu gustul dulce. Din cauza asta, trendul actual este de a introduce încă din primele luni de diversificare, să spunem, până între luna a 6, așa 8, a 10 de viață, să le introduce și alimente, mai ales legume, care au un gust un pic mai amărui sau un gust un pic altfel, mai astringent, de genul știu eu, conopidă, brocoli, spanac, tocmai pentru a-i Obișnui cu toate tipurile de gusturi uh -huh. Cum știm cu toți în primul an de viață, cel puțin dacă nu și mult mai încolo Este contraindicat să punem zahăr, să punem sare în mâncarea copiilor Acum, întâlnesc mulți părinți care la diversificare, pentru a mânca copiii Tocmai că știu că sunt pasionați de dulce, le îndulcesc orice tip de piure, de mâncare și așa mai departe Cumva le pervertim gustul dacă vă vine să credeți acum, pentru că ați spus de dulce și introduc orice fel de mâncare cu dulce, mama mea, surorii mele cele mici, care este mult mai mică, o diferență mare de vârstă, pentru că nu mânca deloc carne, îi punea banană pasată cu carne. Vă dați seama cam ce gust putea să aibă mâncarea aceea. Mi-amintesc acum, scuzați că v-am dărut, dar mi-am amintit această combinație nefericită. Da, într-adevăr, mamele sunt foarte ingenioase. Totuși, dulciurile acestea de casă pe care le pregătim, pandișpan, prăjituri cu fructe, în care folosim zahăr din comerț, nu sirop de agave sau îndulcitori, sunt ele sănătoase? Au voie copiii să le consume? Noi le dăm, dar au voie? E bine? În măsura în care nu apar un exces și nu devine o obișnuință, au voie, mai ales că sunt convinsă că fiecare mamă, dacă face efortul de a pregăti asemenea prăjituri, cu siguranță va pune cele mai bune ingrediente. Cât mai bio, chiar și sursele de zahăr, cu siguranță sunt de bună calitate și așa mai departe. Cât, ei, timp, mănânc, cât timp ei mănâncă o singură prăjiturică și accidental, o dată pe zi, nu. La sfârșitul fiecărei mese, cum mi se întâmplă, sau un singur dulce după fiecare masă, cel puțin, da? Adică părintele e foarte mulțumit că mănâncă un singur dulce după fiecare masă, ceea ce înseamnă cel puțin de trei ori pe zi. Și asta este ceea ce știe părintele, da? Uh -huh. Este în regulă. La fel trebuie să-i obișnuim cu ideea că dulce înseamnă și fructele, da? Și fructul are gust dulce și, uite, de exemplu, chiar și fructele mâncate în exces sau uh, freșurile de fructe conțin foarte, foarte multă fructoză care duce la îngrășare, mai ales dacă o consumăm seara, să spunem după ora 18 și celebra regula ore 18, care spune că, mă rog, atunci când vrei să slăbești sau să trăiești cât mai sănătos, după ora 18 nu prea mănânci niciun fel de carbohidrat. De aici vine, de la excesul ăsta de fructoză din fructe, poate generațiile noastre am fost foarte obișnuiți cu fructele, mult mai mult decât cu dulciurile în sine, care uh, se transformă și ele în trigliceride dacă noi nu facem niciun sport, nicio mișcare după masa de seară. Și atunci chiar și la copii, nu trebuie să-i forțăm cu fructe foarte dulci mai ales cu freșuri. Acum este un mare trend cu freșuri, cu smoothie cu tot felul de amestecuri, care de fapt conțin foarte multă fructoză. Fructele în sine sunt foarte bune, mai ales mâncate integral, cu fibre, cu, atunci aș aduc și toată bogăția de multivitamine, de minerale și așa mai departe. Dar de ce simțim această nevoie de dulce, atât noi cât și copiii? Fiziologic o simțim pentru că s-ar putea, într-adevăr, adică ne scade la un dat, nivelul de energie, undeva pe la ora 3-4, apar să zicem că încapare un fel de hipoglicemie. Problema este că ne întărește, ne energizează, dar ne energizează pe moment. Uh -huh. Și mai ales suntem foarte dependenți de dulciuri pentru că așa ne-am învățat. Pe parcursul procesului da. de slăbire, niciodată nu i se interzice copiilor să mănânce dulciuri, ci li se explică că este mult mai ușor pentru ei dacă mănâncă, hai să spunem, pe sărită, da? în zile alternative. Pentru că atunci cumva se cupează, se oprește lanțul ăsta al dependenței de zahăr. Știm că acum este foarte la modă, pentru adulți mai ales, uh, renunțarea la zahăr, să spună. Pentru un copil este puțin mai complicat lucrul ăsta. Dar uh, cel mai simplu este atunci când îi recompensăm, să nu îi recompensăm cu dulce. Da, copilul merită recompense pentru orice realizează, dar cel mai cred că cea mai mare recompensă este să petreacă timp cu părinții, să iasă în aer liber, să se joace, să facă sport. Nu știu, poate chiar să primească o carte sau ceva care să i facă plăcere, nu da. mâncare. Așa este. Este sănătos să le dăm dulciuri care nu au zahăr. Și care dintre acești îndulcitori, între ghilimele, sunt sănătoși pentru copii? Cel mai sănătos este, măcar dacă renunțăm, să renunțăm cu totul atunci când se poate. Există, hai să spunem, dulciurile rovegane, care sunt ultra sigure. Problema este una singură. Conțin foarte multe zaharuri, chiar dacă fie ele chiar și bune, și duc la îngrășare. Sunt hipercalorice și de foarte, foarte multe ori, adică și smochinele au atât de mult zahăr, care de obicei sunt folosite ca bază dulce pentru așa ceva. da. Adică foarte mulți părinții și închipuie că le dau tot ce e mai bun. Da, dar e prea mult. Până la urmă, poate că și varianta asta, dacă am ști care este măsura corectă, ar fi în regulă pentru copii. Însă noi avem așa, mai ales la dimensiunea porției, o problemă la, e mult prea mult în general. Copiii au oricum o capacitate gastrică mică și nu au nevoie de atât de mult. Haideți să nu-i mai obligăm să termine din farfurie și mai ales să nu aibă două feluri de mâncare principale, cel puțin la masa de prânz și obligatoriu un desert. Desertul să fie gustare. Da? Ca o gustare separată, să spunem la ora 4 când avem nevoie, că mai vrem energie cu toții și așa, poate fi un fruct, pot să fie oleaginoase, ceva nuci, alune sau migdale, sau poate să fie o bucățică de ceva dulce făcut în casă, da? Sau de genul, mă rog, nu procesate, în niciun caz, înghețată. Este un dulce destul de sănătos, pe care, dar, la care putem purge. Dar care sunt cele mai nesănătoase dulciuri până spuneam, la urmă? toate cele ultraprocesate adică și mai ales patiserii, ciocol patiserie. Ciocolata A, patiserii. Dar, da, din domeniul patiseriei, pentru că au foarte multă grăsimi trans, pe lângă zahăr. adică trebuie să ne gândim și la ceea ce au adăugat. Uh -huh. Și când socotim cumva, hai să spunem așa, rău pe care ne-l fac anumite alimente, ne gândim și la faptul că nu ne aduc niciun fel de nutrienți. Sunt niște calorii goale, ba din contră, niște hipercalorii care ne mai și îngrașă. Nici măcar nu ne satură, pentru că pe urmă ne strânesc foamea, de fapt. Pe lângă faptul că dau dependență adevărată Adică te obișnuiești foarte repede Și organismul își cere tot mai mult Ciocolata, dacă știm cum să o mâncăm Și când, de exemplu, înainte de un antrenament Sau înainte să iasă Să se plimbe în parc uh -huh. Pentru că atunci se consumă Și mai ales dacă e o ciocolată cât mai simplă Nu încărcată în tot felul de creme Tot felul de adaosuri Eventual chiar cu un conținut mai ridicat de cacao Aduce unele beneficii Adică nu trebuie să o respingem Acum complet am înțeles. Și așa, un sfat dat părinților, pentru că sunteți medic, pediatru și nutriționist, cum putem să învățăm pe copii să renunțe odată ce am învățat prost? Cum îi putem învăța să renunțe la dulciuri? Cred că principalul sfat este să nu-i mai înconjurăm de atâtea dulciuri. Da. Am trecut de perioada sărbătorilor când a fost un fel de festival în orice familie, sunt convinsă, nu doar în România, de dulciuri, de toate variantele, fie ele sănătoase, mai puțin sănătoase și așa mai departe. Nu este o problemă dacă îi mănâncă din când în când dulce, dar le va fi mult mai ușor să renunță dacă nu vor fi expuși în continuu la un mediu în care să aibă dulce la îndemână. Deci haide să nu mai ținem în casă cu tine, de bomboane, tot felul de știu eu, ce, acadele și alte, chiar și dulciurile sănătoase. Să fie așa porții foarte, foarte mici, care să fie accidental cumva. Da. Nu li se respinge nimic, nu li se interzice nimic, dar dacă noi expunem, nu și noi ca adulți, când avem un moment de, nu știu, căderea energiei sau, hai să spunem așa, mai uh, nu știu, o proastă dispoziție, cu toții ne îndreptăm da. către dulce, nu? Da. Da, este și asta o adicție până la urmă și putem să le ocupăm. Copiii renunță cel mai repede cu condiția să fie ajutați. Mulțumesc foarte mult, doamnă doctor, pentru toate aceste informații. Dragii mei, acesta a fost interviul nostru de astăzi.